Începând cu luna ianuarie, toți italienii își vor putea administra a treia doză de vaccin anticovid. În prezent, doza booster este rezervată pacienților cu patologii grave, persoanelor de peste 60 de ani și angajaților din sănătate. Italia este singura țară în care pașaportul sanitar a devenit obligatoriu pentru toți angajații și România ia în calcul o asemenea decizie. Comisiile de sănătate și juridică au admis proiectul de obligativitate a certificatului verde la locul de muncă. Astfel, certificatul verde ar putea deveni obligatoriu pentru toți angajații unităților sanitare publice sau private, dar și în cazul operatorilor economici care își desfășoară activitatea în clădiri de birouri private cu mai mult de 50 de persoane simultan. Cei care refuză să arate certificatul verde riscă sancțiuni care pot ajunge chiar și până la desfacerea contractului de muncă. În România, certificatul sanitar a devenit obligatoriu pentru accesul nu doar în restaurante, dar și în mai multe instituții publice. Ideea că din punct de vedere constituțional nu mi se pare ok, dar fiind la nivel global, mi se pare că sunt măsuri pe care vorbea. Dacă sunt anumite reguli, trebuie să le respectăm. Da, este o măsură normală în zilele acestea de pandemie. Fiecare decide ce face. În România, spitalele sunt pline de bolnavi, iar în secțiile ATI nu găsești un pat liber. Totodată, mai mulți medici români cred că țara vecină se confruntă cu o nouă tulpină de COVID-19, apărută pe plan local. Asta după ce au observat o evoluție mai rapidă și mai agresivă a bolii. Majoritatea pacienților sunt de terapie intensivă și locurile de terapie intensivă sunt foarte puține. Nu mă așteptam să văd ce văd acum, atât din punct de vedere al numărului de pacienți, dar și a vârstelor, adică foarte mulți pacienți tineri fără comorbidități, dar majoritar 95% nevaccinați. Rata de vaccinare în România este de 33% la copii și adulți. În Italia, mai bine de 82% din populația de peste 12 ani a fost vaccinată cu schema completă, iar din ianuarie doza booster va fi oferită tuturor italienilor. Verosimilmente, un richiamo, forse dovremmo farlo tutti. Foarte probabil cea de-a treia doză va fi necesară pentru noi toți. Este probabil ca a treia doză să urmeze pentru toți italienii începând din ianuarie. Pentru a limita numărul infectărilor și a-i convinge pe italieni să se vaccineze, guvernul a implementat un pașaport sanitar, care a devenit obligatoriu pentru toți angajații.